În episodul 9, călăresc un leu și am un invitat care a traversat vâslind Marea Neagră și a încercat să traverseze recent și Atlanticul. Salut, bine ai revenit la Popesco Show, episodul 9. Podcastul în care eu vorbesc cu oameni mult și vorbesc singur la început un pic, ceea ce fac și acum. Când nu fac podcast, fac stand-up și o să vă zic unde. Joi 22 martie în Slobozia la Hambar Pub cu Sorin Pârcălab. Apoi un mic turneu cu Alex Mocanu și cu Sorin Pârcălab. Vineri la Galați la Boulevard. Sâmbătă în Tulcea la Eden și duminică la Brăila la The Music Pub. A murit Stephen Hawking și se pare că Dumnezeu este în impas după ce Stephen Hawking i-a demonstrat personal că nu există. Vă întrebați de unde am luat știrea asta? E bine, de pe cel mai bun site de știri de la noi, mediafox.ro, recomand. Invitatul de azi este Alex Dumbravă, care a traversat deja Marea Neagră vâslind și acum a încercat recent să traverseze și Oceanul Atlantic, tot vâslind. Din cauza unei probleme tehnice nu a reușit să ducă la capăt aventura asta acum, dar o va face în viitor. A vâslit însă 13 zile pe Atlantic și ne-a povestit mie și vouă cum e, tot felul de detalii despre aventura asta, cum s-au întâlnit cu rechini, erau foarte aproape la un dat de o coliziune cu un vas mare. Dacă aveți curiozități cum e să trăiești pe barcă timp de 13 zile și să vâslești timp de 2 ore, după aia 2 ore să dormi, ce mănâncă ea acolo, cum își fac nevoile, tot felul de detalii din astea. O veste bună pentru cei care ar fi interesați să facă asta. Alex plănuiește să deschidă un mini business cu traversări pentru cei interesați, dar va fi pe Marea Neagră. Deci dacă ai niște prieteni cu care ai vrea să stai 10 zile pe mare să vâsliți, să faceți o echipă și puteți să o faceți acolo. De regulă recomand ca, sau cel, mie îmi place mai mult să ascult podcasturile, nu le urmăresc pe YouTube, însă de data asta recomand să vă uitați la varianta pe YouTube, pentru că la final m-am uitat împreună cu Alex pe filmările și pozele făcute de el în timpul acestei aventuri. Alex face parte din comunitatea Today You Can Do Anything, despre care ați auzit câte ceva în episodul 7, unde am avut invitați pe Alex și Vlad, care în momentul ăsta traversează lacul Baikal. Există un site și o să-l pun în descriere, unde puteți vedea în timp real unde se află ei acum. Din câte văd, deci ei trebuie să traverseze lacul Baikal cu motocicleta pe gheață de la sud la nord și apoi înapoi de la nord la sud. Acum sunt aproape de a termina segmentul de la sud la nord, care se face pe lac, pe gheață, și înapoi trebuie să traverseze, dar nu pe lac, pe gheață, prin păduri. Chiar azi au pus câteva poze de acolo, că au prins ceva net în partea de nord. Deci puteți să-i urmăriți. De asemenea, puteți vedea și pe un site pe care o să vi-l pun tot în descriere, echipajul cu care Alex Dumbravă a plecat să traverseze Atlanticul a repornit acum și un set în care puteți vedea tot așa cu un timp real actualizat la câteva ore unde se află echipajul Saga. Cea mai mare provocare la tine e, de fapt, din ce am citit până acum, să-ți convingi soția să te lase să pleci. Da, pentru că făceam niște socoteli și ne-am dat seama că mai mult de 15 zile separați nu am stat în ultimii 15 ani. Și cred că asta contează mai mult decât dacă e riscant ce fac sau nu e riscant. Bine, ceea ce fac nu e riscant, că nu e o aventură așa de periculoasă pe cât e percepută. Mi-am amintesc că am văzut un film, Castaway, cu un tip care a rămas cu o barcă de salvare pe mare
Și nu mai știu dacă a fost salvat sau nu. În fine, pe atunci nu știam să not. Și doar uitându-mă la filmul ăla, aveam un pic de anxietate. Că mă gândeam, ar fi cel mai mare coșmar al meu să rămân acolo pe mare într-o barcă. Dacă rămâi... Între timp am învățat să not și acum sunt mai ok cu apa. O să fii surprins cât de mulți, sau cât de mulți, că sunt oameni care traversează oceanele în embarcațiuni cu vâsle și nu știu să înnoate. Nu cred asta. Pentru că nu ai nevoie să înnoți. Practic, dacă ai căzut de pe barcă, ești în niște condiții dure, să zic așa, în câteva ore intervine hipotermia. Deci dacă nu ești recuperat în 8 ore, 12 ore, 16 ore, ceva de genul ăsta, nu contează că știi să înnoți. Chiar nu contează. De asta cel mai important lucru pe care îl faci când te sui pe o barcă de asta care are 1,80 m lățime, este să te legi de ea. Asta e lucru pe care ni l-au spus la cursuri și toți cei care sunt implicați în ocean rowing, nu cazi de pe barcă. Asta e primul lucru pe care... Deci legat de picior sau? Nu, noi am avut niște hamuri de cățărare la care am tăiat chingile pentru picior și practic eram legați de bru cu un ham foarte rezistent și cu o lesă, foarte important, o lesă în trei puncte. Adică la tine e un punct și două sunt pe chingile de asigurare de pe barcă și alea trebuie să fie și ele foarte solide, astfel încât dacă e să treci dintr-o parte în alta sau să te intersectezi cu cineva, ca în parcurile astea de aventură, iei un punct, îl treci dincolo, după care îl desfaci pe celălalt. Deci în permanență ești legat ești de barcă. Tot timpul securizat, da. Am înțeles. Da. Da. Dar s-a întâmplat să... A existat, cred, acum un an jumate sau doi, o situație în care pe o barcă mai mare, cred că cu patru posturi de vâslit, deci erau 8 vâslași, unul dintre ei a fost pulberat de pe punte de un val. Nu știu câte chingi de siguranță avea în laterală de care să se fie agățat în momentul ăla, dar din ce mi-aduc aminte, era legat cu o lesă de surf de picior. Și aia n-a rezistat, adică nu a făcut față la efort și barca n-a reușit să se întoarcă în timp util să-l caute și să-l... Pentru că sunt niște bărci foarte lungi, astea de cu 3 posturi de vâslit, 4 posturi de vâslit, au 12, 13, 14, 15 metri lungime. Ce foarte greu să o întorci. Și da, ele sunt făcute să meargă în linie dreaptă. Deci dacă te-a pus să faci manevre în port sau dacă vrei să întorci foarte rapid, praza e destul de mare, timpul e mare, dacă ești întuneric sau dacă sunt valuri sau dacă ai vânt potrivnic în momentul în care te întorci, deja nu mai poți să te deplasezi. Cine l-a putut salva? Nu, da, nu poți să faci căutare. Da. N-ai ce să Bun, faci. Hai că am intrat deja în niște detalii. deci voi ați vrut să plecați, să traversați Atlanticul? Da, ideea feroezilor și proiectelor care a debutat acum vreun an jumate, doi, a fost să traverseze de la un continent la altul, adică să plece din Portugalia până în Cuba și din Cuba să aducă barca în Florida, pentru ca mai departe să o treacă pe cealaltă coastă a Americii și de acolo să plece pe Pacific. Și ăsta rămâne să traverseze și Pacificul. Să traverseze Pacificul și Indianul într-o perspectivă îndelungată de câțiva ani. Vor fi niște proiecte care se vor lega cu niște pauze consistente, semnificative. Ăsta a fost planul. Ce s-a întâmplat este că după vreo 4 zile de vâslit ne-am dat seama că Watermaker-ul nu o să facă față la traseul pe care l-avem de făcut, pentru că în ciuda faptului că fusese testat Watermaker-ul fusese fiind desalinizator, aparatul care scoate apa din mare și o transformă în apă pură de băut pe care tu o folosești să te hidratezi și să reconstitui mâncarea de la bord și bineînțeles pentru igienă. Și desalinizatorul ăsta, deși fusese testat și răstestat și așa, în momentul în care l-au montat pe barcă, l-au montat cu niște furtune care nu corespundeau, adică nu reiau la presiune. Și timp de vreo 4 zile noi am tot stat și l-am bibilit și am încercat să înțelegem ce se întâmplă, de ce se sparg furtunele. Furtunele se spărgeau pentru că erau niște simple furtune de scos apa din puț sau din șanț. Așa, aveau ca ranforsare o sârmă, care, o spirală care se duce așa de-a lungul furtunului și practic nu era făcut să reziste la 12-15 atmosfere cât se creau pe segmentul acela din cadrul aparatului. Pentru admisie și pentru evacuare erau foarte bune, erau exact ce trebuie, că nu se sugrumau în momentul în care aparatul sugea apă din mare. Dacă puneai un furtun normal, riscai să se sugrume și să nu mai poată să tragă. Așa. Pe când ăsta nu făcea chestia asta, deci acolo era ok.
Dar între pompă și filtru și între filtru și membrană trebuia să fie un furtun care să reziste la presiune foarte înaltă. Și după ce am bibilit ba pompa, ba electrovalva, ba supapa de nu știu ce, ba nu știu ce, care nu se reglează, deci nimic nu se reglează pe aparatul ăla, ai doar doi robineți și butonul de pornit oprit. A sunat Isaac, neozelandezul, a sunat pe telefonul satelit pe un specialist și omul ne-a întrebat, aparatul face prțac, 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 da, produce apă, da. Păi și care e problema? Păi problema e că se umflă furtun. De care furtun aveți? Unul transparent cu o sârmă prin el. O, ce grav. Aveți nu știu ce să îl cârpiți? Nu, dar ce aveți? Power tape, șoricei și niște sârmă. Și înveliți-l în power tape și ori vă întoarceți în Portugalia, ori vă opriți în niște insule, că ne-a întrebat pe unde sunteți. Băi, abia am ieșit din largul coastelor Portugaliei. Și a zis, ori vă întoarceți dacă puteți, dar vremea nu era favorabilă. Ori vă opriți în niște insule. Și am hotărât să mergem în Canare, pentru că acolo oamenii sunt mai bine dotați și mai existau relații prin care să putem să rezolvăm asta. Asta a fost, să zic așa, prima peripeție care ne-a hotărât să ne oprim în insule. Și a doua a fost că pe măsură ce am înaintat, ne-am mai dat seama, și mă rog, project managerul și-a dat seama de chestia asta, că posturile pot fi configurate mai bine, că vâslele sunt cam grele, că aveam 6 vâsle de un fel și 4 vâsle de altfel. Și la un moment dat au probat vâslele mai ușoare și mai micuțe și și-au dat seama că ar trebui să vâslească cu astea, că sunt mult mai eficiente și mult mai potrivite pentru ritm și pentru profilul vâslașilor. Astfel încât după primele 2 zile de stat în Canare, estimatul era că reparatul bărcii ar dura undeva între 10 și 14 zi. Mă rog, reparatul, Optimizarea. adaptatul, optimizarea bărcii. Moment în care mi-am dat seama că adăugând zilele astea la zilele de întârziere de la plecare, pentru că și atunci am avut o întârziere de vreo săptămână, să zicem, planurile mele erau cam date peste cap și planurile legate de proiectele mele, inclusiv cele de vâslit pe Marea Neagră și de vâslit cu echipa de aici, cu colegii mei de echipă, și cele legate de familie, vacanțe planificate, evenimente în familie și așa mai departe. Și am zis că cu regret va trebui să spun pas Asta a fost în februarie sau Asta a ianuarie? fost la sfârșitul februarie. Noi am ajuns pe 23 februarie, deci într-o vineri dimineață. Am ajuns în Las Palmas. Și bineînțeles că ne-am pus imediat pe telefoane, pe verificat stocuri, piese. Între timp, alții de pe uscat începuseră să întrebe și să ia legătură cu oamenii cu oameni pe care îi știau din Las Palmas și din insulă sau din insulele vecine, că în La Gomera, una din insulele vecine, erau niște bărci de vâslit. Și de acolo am fi putut să luăm niște vâsle potrivite, niște vâsle asemănătoare cu cele pe care le aveam ca să completăm. Că nu ne trebuiau doar 6, ar fi trebuit să avem minim 8 ca să avem și vreo 2 de rezervă, că nu se știe cum se rup sau ce se întâmplă cu ele. La o răsturnare se pot desprinde de pe barcă sau se pot rupe cele de pe o parte și atunci trebuie să le înlocuiești. Și i-au continuat? Ei continuă, încă așteaptă vreme bună, că pentru că deocamdată vântul bate exact împotriva lor. Înțeleg că prognoza începe să se schimbe prin weekend. Deci de luni încolo încep să se gândească la plecare. Și au găsit pe altcineva în locul Din tău? păcate, nu doar că n-au găsit, a mai plecat unul din membrii echipei, care și el probabil că are probleme cu timing-ul, cu extinderea proiectului în Deci erați România. în total Noi am 5, 6 și 6. au rămas 4 acum care vor continua traversarea. 3 feroezi și Și nu neozelandezi. e problemă dacă barca e făcută pentru mai multe persoane? Nu este. Va fi mai greu pentru că e o barcă lungă și grea în raport cu. Dar se pot gândi schimburile într-un anume fel. De altfel, noi chiar ne gândeam că din momentul în care trecem de zona insulelor Canare, având valuri favorabile și vânt prielnic, să stăm doar doi pe punte, pentru că în momentul acela am fi început să facem surf pe valuri. Și să sincronizezi 3 rânduri de vâsle e mai greu. Deci planul deja era să fim cam doi pe punte ca să ne sincronizăm Adică mai doi la ușor la surf. vâsle. 2 la vâsle, da. 2 la vâsle și practic am fi avut deja și niște schimburi mai ușoare. Adică
două ore vâslit și vreo 4 ore de odihnă, pentru că din 6 ieșeau 3 schimburi. Dacă nu, trebuia să faceți două cu două, nu? Dacă nu, făceam ca până acum, și anume 2 ore vâslit, 2 ore odihnă non-stop. Și cum te intri în ritmul ăla? Cum? Eu nu mi-am intrat destul de repede, adică surprinzător de bine, pentru că nu mai vâslisem de prin iunie, de când am traversat Marea Neagră, și n-am mai avut experiența asta de vâslit 2 ore cu 2 ore. Practic, după, să zicem, 24 de ore pe barcă, eram complet operațional și reglat ca, ca ritm de viață. Deși au fost, noi am plecat cumva pe furtună, pe niște valuri destul de potrivnice, noi trebuia să încercăm să depășim curentul care ne sugea în Gibraltar. Și atunci am plecat cumva pe diagonală, dar cu efort cât mai mare de îndepărtare de Gibraltar, și între timp a început să bată un vânt din sud care ne împingea spre nord. Deci a trebuit să aveam valuri care ne trăgeau spre Gibraltar și vânt care ne împingea spre nord, și noi trebuia să mergem sud-vest cumva. Da. Și de asta efortul a fost destul de mare în primele zile, dar am... Și bine, e important în momentul în care începi să faci efortul să conștientizezi, să încerci să te citești. Adică să simți că te-au ros pantalonii, că te bate ceva, că te doare un mușchi, că ți-e foame, că ți-e sete. E posibil să nu-ți dai seama? Poftim? Adică nu-ți dai seama sau de ce? Da, uneori, adică mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să ies din schimburi, să neglijez mâncatul, am mâncat doar niște ciocolățele și după aceea când m-am trezit am zis, băi, mi este foarte foame, dar nu mai aveam timp să-mi fac mâncare. Și a trebuit să intru la vâslit. Și la vâslit am mai băgat ciocolățele, dar gândul meu era în permanență. Băi, când ies de aici, nu mă mai întind, nu mai fac nimic, în primul rând pun apă în mâncare, să pot să mănânc în jumătate de oră, pentru că altfel mă epuizez, adică mă consum foarte, foarte tare, știi? Și la fel și cu hidratarea. Trebuie să bagi apă în tine, ți-e sete, nu ți-e sete, îți dai seama, nu-ți dai seama, ți-e fric, ți-e cald, trebuie să te hidratezi, că practic consum foarte mult. Și de asta, de exemplu, și aveți un checklist pentru fiecare, că acum bem apă, acum, sau fiecare și nu, fiecare trebuie să regleze, dar uite, mă întreba Iacup la un moment dat, project managerul, pentru că care era cu voi? Eu și cu Isaac, da, eu și cu Isaac am trecut prin niște cursuri de ocean rowing și știam destul de multe despre asta. Feroezii au venit în Portimao cu ideea, băi, noi știm să vâslim, strămoșii noștri au ajuns vâslind în insulă, așa că noi putem să facem asta. Pe care eu și Isaac am început să le explicăm. Da, dar uite că ar fi mai bine că în ultimii 20 de ani niște băieți mai deștepți ca noi au stat și au gândit niște lucruri și au zis că uite, lucrurile ar trebui făcute așa, hai să încercăm să le facem așa. Și am întâlnit destul de multă rezistență, dar am reușit să le transmitem multe din lucrurile astea. Și ideea, de exemplu, că cum faci pipi pe barcă. Poți să te duci într-un colț, să te întorci cu spatele la colegii tăi, să dezechilibrezi barca, să riști, să cazi în apă și să îngălbenești cabina pe exterior. Poate și pe interior, știi? După vreo 3 zile au început toți să facă așa cum hotărâsem, să facem pipi în pee bottles, adică în niște bidoane de astea de plastic, de preferat transparente ca să vezi culoarea și ca să ai un control, să-ți dai seama, băi, nu beau suficient de multă apă, că arată... Fiecare cu sticla lui? Bineînțeles, fiecare cu sticla lui din motive de igienă și să stai în fund, adică să stai în șezut, fie chiar și în cabină, dar de preferat afară, și să faci pipi în recipientul ăla. Și să te și controlezi dacă te hidratezi, știi, în momentul ăla. Și atunci nici nu mai dezechilibrezi barca, nici nu te mai plimbi de colo-colo, cum ar fi eu de la Prova să mă duc la pupa pentru o treabă de un minut, știi? Da. Te legi, te dezlegi, te duci peste ceilalți, îi dezechilibrezi, știi? Adică e mai complicat. Sunt multiple motive pentru care lucrurile se fac într-un anume fel, știi? Da. Și poți să accepti să le faci așa sau poți să întrebi de ce și să ți se explice și să nu vrei să înțelegi, dar până la urmă toată lumea a ajuns să facă așa, știi? Chiar dacă unul dintre băieți spunea că nu poate să facă stând jos, trebuia să se ridice în picioare și era cu o mână așa, cu o mână, știi, ținea de bidon și erau valuri și zic, bă, dar stai jos, nu că nu pot. Bine, ok, asta era. Până la urmă, și cu numărul 2? În cabină, pe furtună. Numărul 2, băieții fiind tâmplari, așa, au amenajat foarte repede o placă, o bucată de placaj, au dat o gaură în care am pus găleata,
și cu niște material antiderapant, fixat și pe barcă și pe placa aia, foarte comod pe postul de vâslit, pe primul post de vâslit, adică la prova. Adică se vadă toți. Nu, erau cu spatele erau celălalt. Cu spatele. Vâsleai așa și în spate era unul care... Așa. În găleată și găleata peste bord și șervețele umede și dezinfectam pe mâini și înapoi la vâslit. Da. Da. Adică ajunseserăm, apropo de rutine, știi, când am plecat, ne lua cam un sfert de oră să facem schimb. Până ieșai din cabină, până îți luai scaunul tău, ți-l așezai, că ne-am făcut cumva unii dintre noi niște pernuțe pe care în mod normal trebuia să le tai acolo unde te rod sau unde te bat ca să fie cât mai ergonomic scaunul. Până spuneai scaunul, până ți-aduceai aminte că ai fi vreun mănuși sau poate nu-ți trebuie șapca sau poate mai vrei o haină sau la dura un sfert de oră. E, după vreo 4-5 zile am ajuns și bineînțeles că barca în timpul ăsta se oprea, autopilotul nu mai știa, nu putea să facă față. Dacă n-are viteză barca, autopilotul nu știe să te țină pe direcție și intră în eroare și așa. Și trebuie să o iei de la capăt, să faci niște cerculețe, să pornești din nou la drum. Deci de la chestia asta am ajuns să schimbăm din mers cel puțin unul vâslea, dacă nu doi de cele mai multe ori, nu scădea viteza sub un nod jumate de cele mai multe ori și ne schimbam în, nu știu, în 3 minute eram toți înlocuiți, știi? Cu excepția unuia care mai avea treabă pe punte, să zicem, să, nu știu, se spele pe dinți și voia să stea pe locul de vâsli și atunci îl mai aștepta schimbul un pic, știi, să-și termine treburile. Ziceai de autopilot, exista un sistem care vă ținea pe curs? Da. Barca poate fi cârmită în vreo 3 feluri. Bineînțeles că are o cârmă și ea e acționată de fie un sistem hidraulic sau electric, sau, mă rog, de fapt o combinație hidraulic, electric sau exclusiv electric, care sistem e controlat de GPS. Și tu poți să-i spui roboțelului ăsta, autopilotului, să-i spui du-mă în punctul respectiv și atunci el va face tot posibilul să te ducă în punctul respectiv, dacă tu ai suficient de multă viteză și așa, și are spațiu de manevră, sau poți să-i spui ține 235 de grade. Și atunci el, dacă ține 235 de grade, te ține cam pe direcție, dar tu s-ar putea să ratezi ținta, știi? Dacă nu ești atent. Adică pe măsură ce te apropii de waypoint, de punctul în care tu vrei să ajungi, trebuie să mai ajustezi, să-i spui, ok, nu mai ține 230 acum, ține 220, că uite, depășim și vreau să nimeresc în insula aia, știi? Și dacă se strică sau dacă se întâmplă ceva cu sistemul ăsta electric, electronic, de exemplu, pe Furtună n-a făcut față, erau foarte multe valuri, cârma ieșea din apă, n-a apucat să reintre suficient de repede și în timpul ăsta ne bătea vântul și ne rotea foarte mult și autopilotul zicea, băi, am depășit 50 de grade toleranța mea, nu mai, gata, hai, ajutați-mă cumva. Așa, deci dacă ăsta nu funcționează, barca asta era echipată cu un sistem hidraulic, avea o cârmă, o rotiță așa, cu care puteai să învârți de cârmă, să o manevrezi, să ajustezi și atunci trebuia să te orientezi ori cu o busolă, ori cu repere tradiționale, să zicem, de pe stele, de pe cer. Stele, soare, umbra, cum cade umbra pe barcă și depindea de tine să ții barca pe direcția respectivă. Sau mai este sistemul cu niște hățuri, niște sfori care vin din spate și trebuie să tragi de ele ori cu mâna, ori le legi într-un sistem acționat de picior, care e foarte dificil, pentru că să-ți rotești piciorul și să-și vâslești în același timp înseamnă să-ți forțezi genunchiul de cele mai multe ori. Deci cam asta e. Și când era efortul mare, adică atunci când voiai să depui un efort mai mare și să ajuți cârma să vireze sau barca să vireze, blocai vâslele pe o parte, adică le țineai în apă și trăgeai puternic cu vâslele de pe cealaltă parte și atunci făceai ce face în cișmigiu cu barca, numai că barca asta fiind foarte lungă și făcută să meargă drept, e foarte greu de ajustat din vâsle. Da. Eu am stat cu mai mulți oameni în chirie în apartament și de multe ori ajungi să nu-i mai suferi pe ea, știi, și stai în apartament fiecare cu camera lui. Cum e acolo? Că stați toți înghesuiți.
te obișnuiești destul de repede cu spațiul ăla. În primul rând, accepți că ăla este spațiu, nu ai ce să faci. Tot ce poți să faci este să-i spui colegului, băi, mai spală-te și tu sau, nu știu, unul dintre ei sfărăia rău de tot și am zis, băi, nu știu ce face nevasta cu tine, dar eu o să pun muzică, o să te gâdil, o să te împing, o să te legăn, că nu pot să dorm cu tine sfărăind aici. Dar pe lângă toate astea intervin, pe de o parte, zgomotul apei, zgomotul colegilor, vâslele, scârțâitul scaunelor sau mai știu ce, orice alte zgomote de genul ăsta, plus în cabina de la pupa echipamentul de navigație. Care mai bipăie, care face zgomote specifice cârmei, ai un motoraș electric care pompează ulei prin pistonul care ajustează cârma. E, toate alea sunt un zgomot permanent. Și, na, pui dopuri în urechi. Da, da, te gândești că stai 60 de zile, știi? Cel mai bine este să reglezi toate lucrurile astea de la început. Adică, dacă unuia îi se pare că nu e ok să mănânci în cabină sau să pui apa nu știu cum sau să țipi battle-ul nu știu unde sau să te speli pe dinți nu știu cum, e mai bine să ți-o spună și să o reglezi cât mai repede, pentru că dacă după 30 de zile scoate cuțitul și te hăcuiește acolo pe bord, nici măcar nu știi de ce a făcut-o și era o chestie, știi, foarte simplă. Da. Mă gândesc că am pierdut noțiunea timpului. A fost o fază foarte tare la un moment dat. Chiar am filmat-o. Eu vâsleam, deci vâslind 2 ore și făcând pauză 2 ore și vâslind 2 ore. Într-adevăr, la un moment dat nu te mai... Trebuie să întreb câte ceasul. Știi? Și mergeam pe UTC, adică mergeam pe o oră fixă și aveam de gând să mergem până la capăt pe ora respectivă. Pentru că, în mod normal, ai zice, băi, dar e frustrant tura A să prindă tot timpul răsăritul și tura B să nu vadă niciodată răsăritul decât dacă se trezește și iese și face poze la răsărit și se bagă înăuntru, pe când aia care prind răsăritul fac poze la răsărit în fiecare dimineață. Știi? Și la un moment dat am realizat eu că tura de la 2 la 4 dimineața este groaznică, este cea mai nasoală, că nu e nici noaptea târziu, nu e nici dimineața de vreme, e undeva între așa, adică de la 12 la 2 zici, băi, oricum mă culcam acasă la 12.1, hai, mai vă să spun la 2, nu mă culc, știi? Dar să te trezești la 2, știi? Și nici nu mă trezesc la 4 să mă las schi. Deci între 2 și 4, exact între 2 și 4, vâsleam. Și la un moment dat, chiar am intrat în cabină și zic, mamă, m-am filmat, zic, s-a terminat tura de la 2 la 4, cea mai nasoală tură și mă culc. Mă trezesc, îmi iau ochelarii de soare, că urma tura de la 6 la 8, deci prindeam răsăritul. Da. Îmi iau ochelarii de soare, îmi pun telefonul în buzunar, pun ochelarii pe cap, ies afară și după ce vâslesc vreo oră zic, păi nu mai răsoare soarele ăsta odată și zic, cât e ceasul? 3 fără 5. Am înnebunit în momentul ăla, da. A fost o chestie pur și simplu psihologică, adică eu eram pregătit să vâslesc de la 6 la 8, să văd răsăritul. Te-ai greșit la ceas? Am sărit cumva, deci mi s-a părut, nu m-am uitat la ceas, că nu ne mai uitam la ceas, n-avea rost, n-aveam ceas, n-aveam telefonul, deschideam să facem poze. Și cum știați când se termină 2 ore, când trebuie să intre? Unul dintre noi avea ceas, într-adevăr, dar eu n-aveam ceas și nici nu m-a interesat, n-am întrebat decât atunci am întrebat câte ceas, sau cred că de vreo 4-5 ore am întrebat câte ceas în 13 zile de vâslit. Și zic, câte ceasul? 3 fără sau 3 și 3? Haoleu, zic, cum să fie 3? Deci nu numai că n-a trecut tura aia, dar mai trebuie să vâslesc și de la 6 la 8 încă o dată, că practic eu atunci vâsleam de la 6 la 8. Da. Și... Da. Nu m-am gândit la asta cu răsăritul. Și ziua când e foarte cald? Mai opresc, n-am apucat să fie foarte cald, a fost plăcut, să zicem așa, nu foarte cald. 20 de grade, poate 22. Nu vă oprea să mai faceți o baie? Ne-am oprit odată să facem baie în a patra zi, cred, după alea 3 zile nasoale, crâncene, de valuri, de vânt, de zguduială, de acomodare și mai departe, am prins o fereastră, să zic așa, de vreme bună, ne-am oprit, am făcut o băiță și în noaptea următoare, cea de-a doua, am avut niște experiențe, să zic așa, care ne-au făcut să nu mai facem baie. Anume? După ziua asta cu băița, s-a liniștit marea. Și s-a întâmplat un fenomen foarte fain, și anume erau microorganisme de alea fluorescente în apă. Deci noi vâsleam așa, lin, știi, încet și sigur ca un cadilac,
Și deci în jurul vâslelor și picăturile de pe vâslă cădeau și totul era fosforescent în jurul lor, știi? Deci au fost niște momente extraordinare, știi? Când te uitai așa Da. în urma bărcii și vedeai o dâră așa o dâră fosforescentă. Am avut și nor, deci n-a fost foarte multă lumină. Am simțit lumina de navigație de pe barcă, lumină care dădea niște lumină și pe punte. Și am văzut așa în beznă cu astea, cum se cheamă, cu microorganismele alea fosforescente. Foarte fain a fost. Asta prima noapte. A doua noapte deja, suntem obișnuiți, am mai văzut ce aia. Da. Și până când la un moment dat, o dâră așa de vreo 3 metri lungime, vine de undeva de la vreo 3-4 metri de barcă, se duce pe dedesubt, iese pe partea elaltă, se întoarce și se duce la pupa. Dar era o linie care părea că nu face niciun fel de efort. Și băieții care sunt pescari mi-au zis, ăla a fost rechin. Și Și gata cu am zis, băile. ok, putem să ne spălăm pe punte, foarte frumos, da. Și după aia, noaptea următoare, iarăși am avut două momente de astea. O meduză mare, cam atâta. În momentul în care noi am trecut pe lângă ea, ea s-a activat cumva să se îndepărteze și a luminat ca un iris, cu niște fascicule prin ea, cu niște irizații, așa, cu niște, așa. Și, bineînțeles, un alt prieten rechinaș, eu fiind la postul dinspre Prova, uitându-mă peste umăr la un moment dat, tot așa am văzut o mișcare de asta foarte fină, abia imperceptibilă, insesizabilă prin apă, paralel cu barca, așa la vreo 2 metri în laterală, deci era peste umărul meu așa. Și după aia a plecat cumva în fața bărcii și a dispărut, da. Deci alea au fost niște momente. După aia, deci de fiecare dată când intram în tură, încercam să ne convingem cumva că, băi, dar nu, cred că n-a fost rechin totuși, dar băi, dar totuși la cum se mișca nu avea ce să fie altceva. Deci nu. Am cred că e o problemă. Adică poate să vină să lovească barca să. Unii vâslași au mai raportat, ca să zic așa, zgârieturi foarte nasoale pe barcă, deci un rechinoi destul de mare încercase să muște din prova bărcii, ce era zgâriată sub linia de putire. Alții au avut parancora ruptă de ceva vietate foarte mare care putea să fie balenă. La un moment dat se pare că am văzut niște balene pilot, dar eu eram atât de adormit încât n-am putut să ies pe punte să mă uit. Dar am văzut, de exemplu, erau niște pești ton care săreau și ne-am uitat așa, zic, mamă, ce tare, ce frumos sară ăștia, erau niște peștoi cam atâta. Și dacă te uitai mai atent, vedeai că ei de fapt săreau să se hrănească niște bancuri de pești mici, 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 care forfoteau așa la suprafață. Și săreau să-i mănânce pe acolo. Ați pescuit? A încercat Isaac să pescuiască. Isaac era fixat, dumne, vreau să pescuiesc, să pescuiesc, că ce cu mâncarea asta de expediție, eu nu mănânc mâncare de expediție. Am fost cu el în vreo 3 magazine să-și ia momeală și ustensile de pescuit, se gândea că e firul lung și gros și pe ce să-l mulineze și, mă rog, am pierdut o groază de vreme și cu asta. Și chiar când să plecăm din Portimao, a vorbit el cu unii care ieșeau cu o șalupă în larg și aia când s-au întors până să plecăm noi, i-au dat 2-3 pești pe care el i-a pus într-o cutie, bine, și i-a pus undeva acolo. Când a desfăcut cutia aia după 5-6 zile, peștele ăla care murise de mult, azi pleacă cu peștele tău de aici, că nu mai... Nu, nu, că e bun, că e bun. A încercat să pescuiască, dar n-a prins nimic. Și cum e mâncarea? Mâncarea de expediție. Mâncarea de expediție a fost mai bună decât în experiențele mele anterioare. Sunt câteva mărci, branduri mari Dedicate. dedicate, da. Noi astăvară am mâncat adventure food, care mirosea, avea niște condimente, o desfăcea aici Așa și e brand, împuțea nu? toată barca. Da, adventure food se cheamă, unii cu niște ambalaje verzi. Și cu greu m-am adaptat la câteva dintre meniuri, știi? Bine, când ți-e foame, când a ajuns să fie foame, mănânci cam orice, dar noi pe Marea Neagră am cam trișat, adică am avut conserve multe, am avut și hrană umedă, deci hrană gata, hidratată, făcută de aceleași companii,
dar niște rații pe care poți să le mănânci fără să mai pui apă, știi? Dacă ești în furtună sau dacă ești prea slăbit să mai pui apă sau dacă nu ai apă potabilă, desfaci și e ca o conservă de asta de metal în care găsești fasolică cu cârnăcior sau costiță și mâncăruri de astea, deci un meniu normal, obișnuit. Dar aici, spre surprinderea mea plăcută de data asta, Expedition Food nu era atât de aromată, iar eu mi-am pus apă rece ca să nu stimulez și mai mult Gusto. mirosurile și gusturile specifice mâncării astea. Și a fost o mâncare foarte bună, deci aș mânca și acum, deci n-aș Da. avea o problemă, da, spre deosebire de Adventure Food care mă făcea să resping ideea de a mânca. Preferam să rămân nemâncat pe durata antrenamentelor decât să mănânc Adventure Food. Păi și la antrenamente tot din astea mâncați? La antrenament a trebuit să mai testăm, da, o parte din mâncarea asta. Că era important să știm cu ce ne Și confruntăm. tu te-ai antrenat în țară, nu? Eu m-am antrenat în țară, da, cu echipa care a traversat asta iarnă Atlanticul. Și în Da. țară pe vreo apă sau la Pe sală? Marea Neagră, în fiecare weekend mergeam, vineri seara, sâmbătă dimineață, mergeam acolo și până duminică seara vâsleam. Ieșeam pe Marea Neagră și sau dacă vremea era grea și nu puteam să ieșim din port, ne duceam pe coada lacului, canalului, limanul, ne întorceam, ne duceam până în gura portului, ne întorceam înapoi. Adică făceam așa. Important era să vâslești, să simți Să fii pe apă, barca, să... să intri în ritmul ăla de 2 ore cu 2 ore. Știi? Astea sunt lucrurile importante și care contează destul de mult. Dar înainte de tentativa asta cu Atlanticul, a fost Marea Neagră, nu? A fost aversarea Mării Negre, da. Care s-a Practic, finalizat. da, antrenamentul pe Marea Neagră de aproape un an de zile s-a finalizat cu traversarea Mării Negre. După traversarea Mării Negre, eu am hotărât că mai bine mă alătur unei alte echipe, Vlad și încă doi băieți, Bogdan și Mike, și pornim în proiectul nostru. În timp ce noi ne antrenam și vorbeam cu sponsorii și lucram pe partea de proiect al nostru, a apărut această discuție: Alex, nu vrei să te alături feroezilor, că uite, fac treaba asta și ar mai avea nevoie de doi oameni. Și practic așa am ajuns în proiect. Deci eu am fost aruncat în 3 săptămâni, a trebuit să-mi fac bagajul și toate formalitățile ca să fiu în Portimao, cu viză de state, cu viză de Cuba, cu tot ce trebuie, cu echipament cumpărat. Dar rămâne Pentru... deschisă ideea traversării cu băieții din România. A, da, deci noi trebuie să ne întâlnim acum și să reluăm antrenamentele cei care nu s-au mai antrenat, adică eu, și să planificăm ieșirile pe Marea Neagră, în primul rând. Vrem să insistăm mai mult pe partea de Marea Neagră, știi? Pentru că e păcat, avem aici, vorba aia, litoral, acces la mare și... Și cum a fost când ai traversat Marea Neagră? E o diferență cu... A fost o diferență de vreme. Acum, dacă stau să mă gândesc un pic, acum pe Atlantic am avut vreme rea, vreme bună, vreme rea. Acolo am avut vreme foarte rea, cred că vremea a fost un pic mai dură și cu În ce ploaie și cu... perioada anului? în iunie. Dar plecarea era programată și s-a plecat indiferent de condiții. Pe când acum, mai ales că e vorba de Atlantic și e, să zic așa, e cu bătaie mai lungă ieșirea din port, știi? Trebuie să ai în vedere și ce se întâmplă peste zile și zeci de zile. Și atunci trebuie să ai în calcul să poți să jonglezi cu plecarea, adică să nu fii Da. condiționat de ziua respectivă, pentru că dacă în ziua respectivă e furtună de nu poți să ieși din port, s-a terminat. Noi pe Marea Neagră am avut vreme destul de dură și din cele 3-4 trasee care au reieșit din simulări, am luat-o fără să vrem pe traseul cel mai defavorabil, să zic așa, adică ne-a împins vântul către nord, către ruși, și apoi a trebuit să coborâm destul de mult. Asta exclusiv din cauza vremii și din cauza faptului că trebuia să plecăm în ziua respectivă, știi, că era... Defavorabil, adică mai lung sau Da, era mai lung și era cu apropiere de coastele rușilor, adică de coasta rușilor, și nu voiam să mergem neapărat încolo. Adică noi preferam să tăiem Bosforul cât mai repede, să ne apropiem de coasta Turciei, pentru că acolo era curentul favorabil, știi? Adică voiam să ne înțepăm cât mai repede în curent. în curentul care e de-a lungul coastei turce a Mării Negre. Și ați mers și v-ați și întors?
Nu, s-a de întors, s-a întors barca cu mașina, a fost întoarsă, s-a întors pe peridoc și noi cu avion. Da. Acum întoarcerea, deci plecarea de la Batum iarăși, pentru că în Marea Neagră sunt niște curenți circulari, trebuia să urci spre Azov. Marea Azov e cunoscută și zona aia de la intrare e cunoscută ca fiind o zonă periculoasă, evitată de iahturi, evitată, cred, și de vase comerciale. Din cauza curenților? Din cauza curenților, a furtunilor care se stârnesc brusc, că Marea Neagră se cheamă neagră nu pentru că are culoare neagră, pentru că noi am prins-o mai deschisă decât Atlanticul la culoare, ci pentru că vremea se schimbă repede, având uscat pe toate părțile și fiind influențată de schimbările de temperatură de pe uscat, se schimbă foarte repede vremea și e imprevizibilă. Și atunci, pe vremuri, cred că a scufundat destul de multe corăbi. De-aia au zis neagră. Și dacă lucrurile merg prost, ce dacă opțiune aveți? Când? Când lucrurile, adică, nu știu, se răstoarnă barca? Teoretic, barca e făcută să-și revină. Dar pentru asta trebuie să o balastezi corect, trebuie să o asiguri, trebuie să știi ce ai de făcut în momentul în care se răstoarnă. Înainte să ajungă să se răstoarne, dacă e vorba de o furtună, trebuie să asiguri tot, să pui paraancora, să încerci să o stabilizezi. Dacă reușești să o întorci. Paraancora fiind? Paraancora fiind o parașută mare de vreo 2 metri jumate, 3, 3 metri jumate, cât decizi că trebuie să fie pentru barca ta, pe care o arunci și care se duce puțin la fund, dar nu foarte mult, și te ține pe loc și te orientează cu fața către furtună, către valuri și către vânt. Adică prova va sparge valurile și va sta în vânt. Și atunci tu nu pierzi foarte mult, pentru că dacă vântul bate cu 20, 25, 30 de noduri, adică cu până în 60 de km la oră, tu pierzi cam un kilometru pe oră cu sistemul ăsta. Știi? Deci, practic, îți frânează deriva. Nu ai putea avea o ancoră clasică, nu? Nu, păi sunt adâncimi de peste 2000, nu știu, 5000 de metri în Atlantic. N-ai, n-ai cum să te duci pe fundul apei. Ancora o folosești doar la țărm, în zona țărmului. Adică deja de la 10 km de țărm mai adâncim de 20, 30, 100 de metri poate, știi? Depinde de relieful de fundul apei. Și nu. Da, am înțeles. Nu există posibilitatea să te ancorezi de fundul apei, știi? Și cu sistemul ăsta rezolvi partea asta de stabilizare, dar poți să te răstorni pe valuri sau poți să te răstorni din cauza unor valuri chiar în timp ce vâslești. S-a întâmplat asta. Și în momentul ăla e bine, în primul rând, ca barca să fie închisă, să fie sigilată, adică trapele să fie toate închise, pentru că dacă intră apă și barca se răstoarnă, apa aia acționează ca un balast pentru poziția respectivă, știi? Da, da. Și atunci, în loc să te ajute faptul că partea de sus este mai grea și să apuci să miști barca și să o întorci în poziția respectivă, apa aia și eventual oamenii care sunt înăuntru, că se poate întâmpla ca tot echipajul să fie înăuntru, știi? Acționează ca un balast pentru barca. Și atunci oamenii, dacă sunt înăuntru, ar trebui să încerce să se cațere pe perete și să întoarcă barca cumva, știi? Să-i schimbe, să-i schimbe centrul de greutate. Sau dacă sunt afară și s-a inundat, să folosească pompele de evacuare a apei, ce e destul de greu pe furtună, știi, că ai practic o pompă care e cam atâta, trebuie să vii cu... E fixată de barcă, nu? E fixată de barcă și furtuna e trasă înăuntru pe tavanul bărcii, astfel încât dacă e în poziție inversată să poți să pompezi apă. Și să te apuci cu o tijă, cu un mâner, să te apuci să pompezi apa aia în timp ce te bat valurile și în timp ce încerci să te ții și după ce te-ai asigurat că toți ceilalți sunt legați de barcă cumva, știi, și n-ai pierdut vreun coechipier, știi? Da. Dar de preferat să n-ajungi în situațiile alea. Adică astea sunt situații deja în care poate ai vâsle rupte, poate ai cârmă distrusă și predistractiv. Și aveți un, nu știu, un SOS pe care puteți să-l dați să vă salveze cineva? Da, există o baliză care se cheamă EPIRB, o chestie cu antenuță care transmite semnal de SOS către sateliți. Și EPIRB-ul ăsta... Ea transmite constant sau doar atunci când o activezi? Nu, îl transmite în momentul în care îl activezi, deci este exclusiv pentru situații de urgență. În mod constant, poziția ta este comunicată de către barcă, de către un alt dispozitiv care se cheamă AIS și care pe o frecvență VHF transmite către bărcile din jur poziția, direcția și identitatea ta. Astfel încât din când în când
când mai trece un vapor de ăsta mare pe lângă tine, te vede și știe că ești acolo, știi? Deci epirbul îl declanșezi și în momentul în care îl declanșezi, se declanșează operațiunea de salvare. Adică dacă este recepționat un astfel de semnal, se duce către centrul de comandă pe teritoriul căruia se află semnalul respectiv, ăia pun mâna pe telefon și întâi verifică, teoretic așa ar trebui să se întâmple, adică de fapt în practică se întâmplă, dar în teorie trebuie să înregistreze pirbul ăla, sună proprietarul și îl întreabă, domnule, am primit semnal, care-i treaba? We are sinking, sau, a, nu, ne-a căzut și ne scuzați. Uh-huh. Și atunci se oprește toată treaba. Și dacă vă sună pe voi, voi nu mai aveți telefon. Dacă ne sună pe noi și nu mai avem telefon, se consideră că este o situație de urgență și se declanșează operațiunea de salvare. Care operațiunea de salvare înseamnă așa? Unde e poziționat semnalul? Acolo. Ce vase sunt în preajmă? Care sunt suficient de manevrabile și așa ca să poată să ajungă la ei și să îi recupereze? Și bineînțeles că o să sune pe satelit sau pe frecvențele radio specifice vaselor mari, că ele mai au și alte sisteme de comunicații radio. Și vasele alea sunt deviate către poziția respectivă și la fața locului ăia văd ce poate să mai salveze și să mai adune. De obicei se salvează echipajul și barca teoretic ar trebui scufundată ca să nu devină un pericol pentru alte embarcațiuni. Adică să nu se lovească un iaht de o barcă în derivă. În practică însă nu prea au reușit să scufunde bărcile astea și de asta ne este recomandat să stăm pe barcă orice ar fi. Adică avem barcă de tipul salvare. Tipul ăsta de bărci? Că e făcut da, tipul ăsta de barcă, da. Este compartimentată, în primul rând. Deci dacă o tai în două bucățile plutesc. Și chiar dacă intră apă în ele, nu se scufundă complet din cauza celorlalte compartimente. Adică inclusiv cabina aia, dacă o inunzi într-o mare măsură, ea tot mai are niște compartimentașe care sunt închise relativ ermetic, în care pe lângă mâncare sau ce mai ai tu pe acolo, șervețele umede și alte prostii, mai este aer, știi? Deci tot are o flotabilitate semnificativă. Deci cam astea sunt. Dar de trecuit, de exemplu, familia și prietenii și fanii comunității Today și așa mai departe au putut să ne urmărească datorită unui sistem de localizare care se cheamă Yellow Brick. Și Yellow Brick-ul ăsta este un dispozitiv care prin rețeaua de sateliți îți transmite cu anumită frecvență poziția. Și inclusiv am constatat temperatura la din locul respectiv. Unde ai pus în dispozitiv? Da. Deci la respectiv la nivelul mării unde unde eram noi. Și merge cu baterii? Merge cu baterii, se încarcă și are o autonomie destul de mare, deci vreo lună ar trebui să nu-i porți grijă. Aveați panouri solare pe barcă? Aveam panouri solare, da, și un generator de curent eolian, o molișcă de vânt, care era fixată pe cabina de la prova și care alimenta o a treia baterie. Din punct de vedere al energiei electrice, barca a fost gândită cu foarte multă grijă și erau vreo trei acumulatori foarte, foarte puternici pe barcă. A ce consuma energie? Era odată... Watermaker-ul odată pe zi, timp de o oră, sugea cam 10% dintr-o baterie obișnuită, să zicem, poate 5% sau 7% din bateriile alea mari pe care le aveam noi. Autopilotul care lucrează în permanență, iluminatul pe timp de noapte foarte puțin, pentru că totul era pe LED și consumul era foarte mic, mai ales că nu stăteai cu lumina aprinsă, ci doar în timpul schimburilor, să zicem, și până apucai să-ți gătești în lumina aprinsă. Chart plotter-ul, care este practic computerul cu harta harta încărcată și care el poate să comande și autopilotul și mai furnizeze și alte informații despre barcă și despre poziția noastră. Așa, stația radio, bineînțeles. Și ce ne mai încărcam noi? Camerele de filmat și telefoane. Și telefoanele, da. Telefoane prin satelit, nu? Telefoane satelit pe de o parte, că pe alea le-am folosit, și telefoanele personale pe care mai făceam poze. Cam asta era la capitolul curent. Te apucă depresia? La un moment dat stăteam și mă gândeam că eu practic stăteam în cabina de la prova și făceam schimb cu alți doi care vâsleau cu unul de la pupa. Și practic eu am fost singur vreo 10 zile, știi? Și mă gândeam, zic, băi, deci tu vâsleai singur? Nu, eu vâsleam cu alți doi, dar care erau adăpostiți în cealaltă cabină, în cabina de la pupa. Și nu mă vedeați? Sau... Și eu schimbam câteva cuvinte la vâslit, da, eram la vâslit și nu prea aveam timp, așa, plus că
cel mai vorbăreț era în partea aia. Și el vorbea cu spatele la mine și mă întreba ceva și eu trebuia să întreb de vreo 2-3 ori, mai răspundeam din politețe chiar dacă nu înțelegeam întrebarea. El cred că se prindea că n-am înțeles întrebarea și tot așa. Și după aia ziceam ok, bravo, nice row, hai să ne culcăm. Sau hai să ne odihnim. Și eu intram în cabina mea, de unde ieșeau ăștia doi cu hlizeală și cu hăhăială și cu nu știu ce și cu gătici. Aia. Ei se duceau la fuzlit, mă întrebau cum e vremea, cum a fost tura, ce am văzut, ce am nu știu ce. Făceam un debrief de ăsta, eu fiind obosit și abia așteptând să mă întind, să mă culc. Și după care intram în cabină, găteam, mă spălam, mă curățam, mă așezam și dormeam, mă trezeam. Și întrebam pe ei cum a fost tura. Și tot așa, știi? Și nu m-a apucat depresia și de asta te-am și mă gândeam, zic, băi, totuși eu sunt cumva singur pe barca asta, pe o barcă de 6 oameni, știi? Și fizic ai momente în care nu-ți mai vine să tragi, nu simți că nu mai poți? Da, se poate întâmpla. Febră musculară? Se poate întâmpla și asta, eu pentru că nu eram obișnuit cu vâslele astea, de fapt nimeni nu era obișnuit cu vâslele alea, pentru că au fost niște vâsle foarte grele, m-am resimțit destul de puternic la umeri. Pentru că doar ca să aduc vâslele în poziție, trebuia să apăs pe ele și să le car dintr-o parte în alta. Ori să le țin cumpănă și să le duci de vreo 30 de ori pe minut. Fă calculul, ori 180 de minute, ori 120 de minute vâslitul. Da. Deci de câteva mii de ori pe schimb, știi? M-am resimțit la umeri, trebuie să recunosc. Deci eram după 3-4 zile, mi-am dat seama că sunt foarte încordat și foarte... Adică mă dureau mai mult umerii decât resimțeam oboseală în picioare. Iar... O, efortul pe picioare trebuia să fie cam 60-70% din efortul de vâslit. Pentru că picioarele duc cel mai mult? Exact, picioarele duc cel mai mult pentru că ai un scăunel cu role, da? Și practic acolo, de preferat acolo trebuie să fie tot efortul, adică cea mai mare parte a efortului de vâslit. Și intram în cabină și eram cu mâinile așa și la picioare eram super ok, adică nu mă resimțeam. Mai mare problemă în... la vâslit este cea de confort. Și anume, stai 2 ore pe fund. 2 ore te odihnești, 2 ore iarăși te așezi în fund. Da. Picioarele. În primele zile am vâslit cu niște șosete de neopren gros de 3 mm, pe care s-a făcut cald. Am tăiat șosetele, le-am găurit să se mai erisească, să se mai scurgă apa. Până la urmă mi-am luat benzile pe care le tăiasem inițial și mi le-am tras pe picioare numai ca să mă protejez de Kinga care îmi ținea picioarele. Da. Dar eu am niște călcâie ciudate. Călcâiele mele ciudate stăteau într-o cupă de plastic. Și cam fi trebuit în timp călcâiile mele să ia forma cupei de plastic. Pielea s-a sensibilizat acolo. Soluția era să iau, că luasem niște branțuri pe care până la urmă nu prea le-am folosit. Niște branțuri pentru pantofi sport. Să tai niște ferii să le pun acolo, știi? Dar până atunci am încercat să mă descurc cu alte bucățele de neopren pe care le-am pus pe acolo. Mâinile mele, de exemplu, au avut, cred că, cel mai puțin de suferit din tot corpul, pentru că Isaac a venit cu ideea să punem niște... Aici, apropo, a fost un conflict între culturi, ca să zic așa. Eu venisem cu niște mănuși ale mele, sau semi-mănuși, știi, pe care să le folosesc la vâslit. Feroezii au venit cu niște șosețele de copil... din lână merinos pe care să le tragă peste astea. Isaac a venit cu niște bucăți de neopren de 6 mm din costumele lui vechi de surf. Le-a tăiat, a făcut niște dreptunghiuri, le-a cusut pe măsura capetelor de vâsle și cu alea am vâslit. Deci toată lumea a fost foarte fericită cu soluția aia, știi? Da. Și de asta la mâini, adică în afară de durere și de efortul de a ține vâsla și de a trage, distrugerea pielii, să zic așa, a fost minoră, minimală în raport cu toate antrenamentele pe care le făcusem. Deci asta a dovedit a fi o soluție foarte, soluție foarte bună. Ce echipament pe voi ce aveți? Echipament neopren? Pe noi. Spre deosebire de antrenamentele pe Marea Neagră, unde aveam niște, nu fără neopren, chiloți de bumbac, tricouri de plastic și mai știu eu ce, acum am zis să merg pe niște îmbrăcăminte merinos. Niște chiloți și niște colanți și niște bluze care trebuie să mărturisesc că în 13 zile nu s-au împuțit. Ceea ce e lucru mare. Pentru că le-am... Și Vlad de... Da, deci le-am purtat la vâslit alternativ și pe repaus foloseam niște pantaloni sau niște chiloți de bumbac sau...
un tricou de bumbac sau chestii de genul ăsta, știi, pentru pentru perioada. E o firmă românească care le produce. Da, 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 da. Deci cei de la Merinito au făcut o treabă foarte bună că ne-au recomandat asta. Rămâne semnul de întrebare legat de frecare totuși, dar la frecare la piele, de exemplu, pe fese nu am avut probleme și de reacție la contactul cu apa sărată. Cred că merinosul nu e chiar așa prieten cu apa sărată, dar asta trebuie să vadă, chiar o să le duc înapoi să îmi spună cum crede că s-au comportat materialele lor, știi? Și au fost foarte bine, pentru că în momentul în care puneam hainele impermeabile pe mine, aveam un strat foarte subțire și foarte comod pe, pe dedesubt. Ce aș mai fi făcut, de exemplu, iritațiile de pe mai jos de spate până spre picior s-au mutat cumva la limita mânecii kilotului. Deci probabil că data viitoare o să-mi iau niște colanți un pic mai, mai lungi. Da, exact, ca să nu existe jumate din pulpă în, în merinos, în textil și restul în contact direct cu scaunul, știi? De exemplu. Asta e o chestie pe care am studiat-o și știi data viitoare. Da, exact, data viitoare e, o, e, e învățată și va fi, va fi tratat altfel. Dar bine, și cu igiena am fost foarte riguros. Dar nivelul de confort, să zic așa, și de igienă și de partea asta de evitare a leziunilor a fost un capitol foarte bine, foarte bine acoperit, de care sunt foarte mulțumit în, în expediția asta. Cum e când te întorci pe uscat? Rău de uscat în primul rând. A fost foarte distractiv că ne-am dat jos și mergeam așa puțin șerpuit. În câteva ore însă ne-a cam trecut. Că tu stai pe loc, pe uscat, pe scaun, dar totuși simți că da, fuge imaginea. Da, sau și nu te duci tu, te muți. Da, da. Adică ești, într-o, ești tu într-o, ca o beție? Într-un fel de mișcare. Nu știu cum e beție când nu beau alcool, dar probabil cam așa, dacă mă uit pe stradă în jurul meu. La Marea Neagră a fost mai accentuat, cum se cheamă, răul de uscat, deci după Marea Neagră, unde am... A fost o perioadă mai lungă. A fost o perioadă de 11 zile, nu a fost puțin mai scurtă, chiar de 2 zile, da. Mai scurtă cu 2 zile, da. Deci răul de uscat a fost mai accentuat și ciclicitatea asta de 2 ore on, 2 ore off, a fost, am resimțit-o mai puternic atunci decât acum. Probabil că și mental am fost mai bine pregătit, nu știu, dar cert e că m-am obișnuit destul de bine cu, cu viața de zi. Viața de noapte a fost mai nasoală, adică după o oră jumate sau două ore mă trezeam fără să fac ceva și nu mai adormeam încă vreo oră. Așa, dar mi-a cam trecut și asta. Până zilele trecute, că m-am urmărit, știi, până zilele trecute mai aveam momente de somnolență pe timpul zilei. Efectiv mă lovea un somn de venea să mă așez într-un colț și ziceam nu, nu, nu. Și am mai avut câteva episoade de noapte, să zic așa, în care ori n-am reușit să adorm, ori m-am trezit și n-am mai putut să închid, să închid ochii la loc, dar e ok, adică zic, acum cred că s-a acomodat cam, s-au reacomodat la, la viață de uscat cam 95%, să zicem. Și urmează să reîncep antrenamentul pentru... Da, vrem să ne aducem Atlantic. O barcă, da, vrem să ne aducem o barcă și o să vedem Atlantic, Pacific, ce o fi, nu știm, trebuie să ne vedem cu toții, să ne întâlnim. Vlad, din păcate, pleacă acum și e concentrat pe alte... Da. Bărcile astea se fac pe comandă sau poți să le cumperi standard undeva? Sunt niște bărci relativ standard. Dacă vrei tu ceva anume de la bărcile respective, cred că ele fiind făcute manual într-o foarte mare proporție și cu niște matrițe, cred că se pot face modificări, știi? Adică dacă mai vrei o trapă sau o chestie să arate altfel sau nu știu ce, dacă ești atât de deștept încât să poți să recomanzi unui producător de bărci niște modificări, probabil că ți le poate face. Sunt scumpe, nu? Da. Sunt scumpe și echipamentul de pe ele e destul de scump. Adică toată electronica, repetitoarele cum se cheamă, pe punte, pentru că în afară de echipamentul dinăuntru, tu ai niște display-uri afară pe care să intervii în momentul în care vrei să modifici cursul sau dacă, de exemplu, primești o alarmă de proximitate că e o navă în jur, știi? Ți se afișează pe repetitoare ca să nu dea alarme înăuntru unde doarme cineva, știi? Păi ce faci dacă vezi o alarmă din asta?
Păi în momentul ăla înseamnă că vasul respectiv e destul de aproape să-l poți contacta pe VHF. Și îl contactezi pe radio și spui, uite, noi suntem aici, avem mobilitate limitată, nu putem să ne învârtim sau să țâșnim din fața voastră. Da. Echipamentul îți spune dacă e risc de coliziune, știi? Practic îți proiectează traseul tău și traseul ăluia și îți spune dacă vă întâlniți sau nu. Și atunci tu îi spui, o iei la stânga, o iei la dreapta, mă ocolești tu, mă opresc eu, că eu nu pot să mă turez mai mult de atâta, dar hai să facem cumva încât să nu... Da. Da, și în mod normal ar trebui să-ți răspundă pe radio și să spună da, te ocolim pe nu știu unde sau vezi de treabă. Noi am avut un moment în care o embarcațiune pe timp de zi, o embarcațiune, dita mai vaporul de containere, știi? A venit spre noi, dar direct spre noi, știi? Și la un moment dat l-am contactat. Asta în Atlantic. Nu, da, acum în Atlantic. Și l-am contactat și a zis, a, păi v-am văzut pe acolo și nu știam ce sunteți și am venit să vedem ce e cu voi. Și noi eram așa, băi, mai văzut, n-am mai văzut. Deci a trecut la, nu știu, 20 de metri, 25 de metri de noi, știi? Și ce a, da, bravo, se simpatici, ne place de voi. Am venit să vă vedem care e treaba, la revedere. De unde era? Cred că era pavilion olandez. Cred, nu mai știu. Când am fost eu pe radio și eram se la cabina de la frecvent să vezi vase? Au fost zile în care am văzut 3, 4, 5, 7 vase, au fost zile în care n-am văzut niciunul. Dar de cele mai multe ori am văzut. Ideea este că tu vezi la 15-20 de kilometri maxim, știi? E posibil să treacă și să nu-l vezi din cauza hulei, din cauza valurilor, știi? Dar în general au fost vapoare pe drum cam tot timpul. Eu chiar m-am uitat pe site-urile astea care îți dau traficul naval. Zona e destul de încărcată, destul de... Chiar mă întreba cineva, ok, dar în cât timp poate să ajungă un vapor la voi dacă e să declanșați Mayday-ul? Și m-am uitat chiar în momentul ăla și am zis, uite, dacă este, uite aici, 200 de kilometri, ceva de genul ăsta, pe o rază de 200 de kilometri, oriunde te-ai afla, găsești un vapor. Ori vaporul ăla merge cu vreo 20 de kilometri la oră, deci dacă e să vireze în momentul ăla să vină spre tine, în 10 ore la tine, deci în jumătate de zi, da. Hai în 18 ore, știi? Deci dacă iese să se întâmple ceva, din momentul în care emiți semnalul, tu trebuie să știi că poți să reziști 24 de ore cumva. Ori 24 de ore, noi dacă ne oprim acum din vorbit și stăm așa 24 de ore, supraviețuim, știi? Ei, bine, important e să nu fim în apă și să nu pierdem căldură prea mult, știi? Asta e tot, știi? Adică să nu se strice aerul condiționat să rămână pe 16 grade, știi? Că atunci, în adevăr, am avea o problemă. O trebuie să ne mâncăm între noi. Da. Da. Da, deci cam asta și cu vapoarele. Să ne uităm un pic la poze, dacă... Hai să ne uităm pe la poze, să vedem ce ne-a drăvâni. Uite. Aici pregăteam, setam niște chestii. Linguri, de exemplu. Recomandarea este să-ți iei lingură cu coadă lungă, ca să nu îți bagi mâna în... Practic, poți să scoți mâncarea și să o pui într-un alt vas, dar va trebui să speli vasul. La un moment dat. Deci în cele din urmă va trebui să speli vasul ăla. Noi oricum aveam niște pungi cu supă de asta chinezească sau asiatică, să zic așa. Pui apă caldă, dar merge și cu apă rece, am aflat. Așa, și dacă aștept suficient de mult. Și mai mâncam niște noodle, știi, mai suplimentam cele patru mese principale, să zic așa, sau cele patru mese mari de câte 1000 de calorii fiecare. Și pe alea trebuie să le facem ceva, că nu poți să le facem punguța lor. Dar dacă nu vrei să speli vase și dacă ți se pare mai practic și mie așa mi s-a părut să mănânci chiar din punga în care este mâncarea, o desfaci, pui apă, o închizi la loc care are un ziploc, de nu știu cum se cheamă așa, o lași acolo 5-8 minute dacă este apă fierbinte, jumătate de oră, o oră dacă este apă la temperatura mediului. Așa, după care mănânci de acolo. E, dacă vii cu tacâmuri de alea scurte, așa, o să trebuiască să bagi mâna jumate în ăsta și o să te murdărești pe mână, da, și o să te enervezi, și o să dai pe lângă și o să mai știu eu ce, mai zic că barca se mișcă. Asta știa din Marea Neagră, nu? Asta știam dinainte, da. Așa că a trebuit să luăm niște linguri cu coadă lungă, cum le vezi pe astea de aici, ca să putem din să plastic. Mâncăm, adică, da, din plastic, plus fie de metal, dar n-am găsit noi. Așa, aici e momentul în care colantam barca cu numele. Saga e numele, nu? Saga este numele bărcii, da. Așa, și îți spuneam de exemplu, aici chiar am filmat. Ce drăguț. Deci toată zona asta are vreo 3 metri și aici, asta e lumina de navigație. Așa,
Aici eram pe uscat, pregătiți să fim lansați la apă cu macaraua asta mare, care asta face cală bărcile dintr-o parte în altă prin șantier. Așa, aici e Niclas, care încerca și el să ferească de soare cât poate. Că, na, băieții nu prea vedeau soare acolo la ei în insulă și... Așa. Asta e momentul colantării. Prânghiile astea sunt puse ca să... Astea sunt pentru salvare. Deci dacă pici de pe barcă sau dacă se răstoarnă barca și ești în zona ei, să poți să te, să poți să te agăți de... Cu escape, cred. A, da. Și o să dăm asta un pic mai încet să... Cine știe ce prostii spune. Nu m-am uitat la filmările astea încă o dată. N-am ajuns încă. De 10 zile de când sunt pe uscat. Așa. Aici, cărlig. Ăsta este de remorcare. Practic, este de tractare, de pus pe peridoc, dacă vrei să o miști cu, cum se cheamă, cu o remorcă. Și de asemenea, de acolo se agață parancora de care îți spuneam, știi? Da. Deci, practic, ăsta este punctul cel mai puternic de pe barcă, de pe care deci arunci parașuta aia. Trebuie să o agățați voi, nu e tot timpul ea... Nu e tot timpul, nu. De aici pleacă o parâmă către zona asta unde o vei lega. De parâma aia mai legi o chestie care se cheamă retriever, ca să poți să o aduci înapoi, dacă nu vii până aici, mai ales dacă e furtună, n-are rost să te duci. Unele bărci nici nu permit chestia asta, barca asta în mod particular, are un fel de corniș aici pe care poți să mergi, știi, până în față. Dar e trasă pe partea aia altă, uite, vezi. Și de asta legi, practic, parancora de care îți spuneam și care are o funie, o parâmă de vreo... 30, 40 până la 70 de metri. Cred că a intrat în lup. Da. Aia acolo. Dăm bec. Așa. Hai să văd dacă mai găsesc ceva detalii de pe barcă să povestim. Astea sunt vâslele alea care au o suprafață destul de mică. Știi, în raport cu cele pe care le-am... Nu pare mică. Nu pare mică, dar este jumate din suprafața vâslei pe care am folosit-o noi. Asta e barca de salvare aici. Care? Asta, cutia asta albă de aici. Zona asta e barca de salvare. Asta e barca de salvare, dar este o valiză de plastic așa mare. Și se desface sau cum? O arunci în apă exact așa cum este, o scoți de acolo și după ce ai aruncat-o în apă, tragi de funia ei și are un fel de cui care iese ca la stingător, să zicem, și în momentul ăla barca începe să se umple cu dioxid de carbon și se face mare. E o barcă de 6 persoane. Aici este pompa aia de scos apa din cabină. Deci, practic, gândește-te că barca, dacă este întoarsă, tu trebuie să ajungi undeva la căpăcelul ăsta, îl desfaci, pe interior, deci în spatele aripioarei ăsteia, este o tijă de metal pe care o bagi în ăsta și începi să faci așa, ca să pompezi deci apa să din cabină. La tijă, să iei tijă? Da, trebuie să iei tijă. Asta? E relativ, dacă ajungi în zona asta, e relativ ușor să o iei de pe interior, să bagi o mână, dacă barca e întoarsă, bagi o mână, scoți tijă, o bagi în asta și începi să, manevrezi pompa asta. Așa. Uite, astea erau chingile cu care a venit echipată barca și a trebuit să înțelegem cu toți cei prezenți că nu poți să mergi de-a lungul ăsteia, în primul rând că e destul de departe și asta înseamnă să te apleci ca să scoți și să muți și are destul de multe întreruperi. Și am ajuns să o folosim pe asta doar să ne atârnăm bidoanele de apă, bidoanele de ăsta, shaker-ul și celelalte unelte. Aici se vede o bucată de ham și aia e una dintre găleți. Așa. Aici puneam eu logo-ul sponsorilor CGS, unul dintre sponsorii mei. Așa. Și aici e barca la apă. Uite cât e asta. Cât e vâsla asta, știi? Da. Și cabina e aici, nu? Aici o cabină destul de mare și aici a doua cabină. Aici este cea de-a doua cabină și uite și cârma de care îți spuneam, știi? Că practic poți să stai exact în poziția în care este Iacob acum, să întinzi mâna puțin în spate și să începi să manevrezi cârma și să te direcționezi. Așa. Aici sunt
două rezerve de cârmă, care cârmă este folosită și ca derivor. Derivorul se înfige undeva aici în barcă, știi, ca să îi dea stabilitate bărcii, să nu să-i oprească balansul stânga-dreapta. Așa. Ia să vă se mai întâmplă ceva spectaculos pe aici. Cred că nu, că astăzi. Încă nu erați la apă complet, nu? Sau Nu, erați? nu, nu, încă ne ținea în chingi. Acum vezi că se lasă chingile astea și practic. Dar cam așa s-a așezat barca. Barca a fost plină. Avantajul de a fi lucrat atât de mult la ea pe uscat a fost că după ce am pus-o pe apă, n-am mai avut mare lucru de făcut. Și doar să adăugăm bagajele noastre, că restul erau. Așa, ce poze să-ți mai arăt eu? Uite, asta era o poză din port. Noi am lansat-o acolo în șantier și a trebuit să o aducem câțiva kilometri până aici, unde am plasat-o în port, în marina. Și aici am dus-o la unul din pontoanele astea de aici. Cabina e închisă complet, nu? Cu ușița asta. Cabina se închide, se sigilează perfect, da. Cu mențiunea că aici cineva pusese, cum se cheamă? Oh, ce am făcut? Așa. Cineva pusese leucoplast. Scoci peste garnitură și am zis, băi, nu e ok să punem lipici pe o garnitură de care depinde integritatea cabinei și am adaptat alt sistem. Aici erau niște nenorociți de pești săraci, cred că nu mai aveau aer, am încercat să-i salvăm, dar n-am reușit. A, așa, și aici este barca în toată splendoarea ei trasă la, cum se cheamă, la ponton înainte de plecare, chiar în dimineața respectivă. Asta este soluția de salvare a omului care pică peste bord, adică iei asta care e undeva, a fost undeva prinsă undeva aici în spate la pupa, deci ieși pe trapă sau te duci repede pe exterior până acolo, o iei ea fiind lipită cu power tape, se desprinde foarte ușor și o arunci după colegul tău care este în apă, știi? Și el ar trebui să se agațe de asta, după care să-l tragi cu firul ăsta care e destul de lung, știi? Așa. Alte poze. Aici părintele Cristian și domnul Ionuț, care Au venit cu voi acolo? erau în Portimão, în zona aceea, Lagos, de fapt ei erau din Lagos, și care au venit dimineața să facem poze împreună, se duceau la o ședință la ambasada României din Portugalia, legată de activitățile comunității de români. Așa, și au zis să treacă să ne salute înainte de plecare. Așa. Un alt român care a ținut să ne aducă niște smochine în ulei, niște miere specifică din Portugalia și niște un medicament, o combinație de, nu știu ce era, ghimbir cu coajă de lămâie și cu hrean și cu încă ceva așa strong, știi, să ne. Așa, astea sunt pozele before, unde aveam 112 kg. Ce ai Aici am pierdut venit în să. greutate? Cred că am slăbit vreo 6 kg. Și după aia. Deci aici e haos cu pozele. Ți-am zis că au fost generate tot felul de poze din filmările pe care le-am făcut. Așa. Ce deja Hai plecaseră. să vedem ce e în filmulețul ăsta, că tare-s curios. O filmare. E, aici se vede că nu prea ne sincronizăm, că vâsla aia din spate nu prea poate să se ducă în spate prea mult, știi? Dar asta s-a reglat. Deci asta a fost o filmare pe care eu am făcut-o special pentru chestia asta. Așa. Și desincronizarea afectează. Pardon, mă scuzați. A trebuit să ne facem poze la părțile mai sensibile pentru că nu puteam să ne uităm acolo. Da. Da, nu ești la fel de eficient, bineînțeles, când vâslește așa. Ce poze să-ți mai arăt? A, pardon. Aici am făcut baie. Da, să-i zic eu cu băița. Deci a fost o vreme foarte frumoasă. Așa. El este Edmund și în spate este Iogvan sau Ieclan. Cred că se mai întâmplă ceva pe aici. Sper să avem prosoape pe Avem, poți nopți. să tai la montaj, nu e problemă. Așa, bun.
bun, cam asta e viața pe barcă, ăsta trebuie să fie un apus. Apus. Da, mă uit la faptul că e făcută peste umărul meu stâng, știi? Și îmi dau seama că e apusul, că altfel, da. Aici sunt felul de discuții pe care le-am avut eu cu mine în particular și n-am apucat să le revăd, așa că nu o să intrăm pe ele. Și așa arată o zi din... toată ziua arată cam la fel. Mai gros sau mai subțire îmbrăcați. Ah, aici cred că Isaac se pregătea să pescuiască. Ăsta era de asta atâta veselie. Și până la urmă s-a lăsat pe gubaș și a dat seama că, nu știu, n-avea ceva, nu terminase de legat toate cârligele și toți plumbii și toate... Ai cumva poză și cu microorganismele alea? Nu, că n-am putut să facem noaptea, că nu prea prin camerele și astea, da, nu prea. Așa, brâu și PLB-ul. Practic, PLB-ul ăsta este un emițător individual pe care îl ai cu tine tot timpul și în cazul în care cazi în apă, îl declanșezi ca să poți să fii localizat. Și te localizează cei de pe barcă sau oricine? Nu, te localizează cei care au echipamente de localizare, pentru că pe barcă nu ai cum să vezi semnalul ăsta. E un semnal care s-a întâmplat tot pe GSM. Fundulețul meu a avut de suferit încă din primele 6 ore, așa că a trebuit să-i fac foarte des poze și să mă dau califie. Așa. Uite, asta e perna aia despre care ziceam că încercam să o customizăm. Eu având o rană fix sub ultima vertebră. E un burete, nu? E un burete destul de gros așa, care însă în timp se tasează și în care am încercat să sap exact o zonă cât să nu mă apese pe zona respectivă. Parțial am reușit. Ăsta este haosul din cabină. Sunt niște buzunare pe aici unde se atârnai fie hainele la uscat, fie schimburile pregătite pentru când urma să vâslești. Extintor, trapa, sus e niște usturoi acolo, am tot dat cu capul în el. Așa. Poze cu palme. Iacob cârmind aici pentru că vreo 3 zile din cauza mării agitate n-am putut să folosim, așa cum ți-am zis, autopilotul, să-l folosim eficient. Și atunci a trebuit să cârmească unul dintre noi și ceilalți doi să vâslească. Acum e zi frumoasă, acum se norează, acum vâslim 2, acum vâslim 3. Uite, aici era de dimineață, probabil, dar răsăritul s-a dat. Uite aici. Așa. Acolo iarăși fund. Cum e senzația când vezi uscatul după zile pe mare? Deci când am fost pe Marea Neagră, cea mai mare surpriză a fost că noi știind că trebuie să vedem uscatul, ne tot uitam în față și eram foarte concentrați și la un moment dat ne uităm peste tribord la spre sud și erau munții din Turcia de 3000 de metri înzăpeziți, știi? Deci noi eram tunnel vision. Da, da. Eram concentrați pe cei înainte. Acum s-a întâmplat în felul următor. Înainte să ajungem la destinația noastră, la Las Palmas, am văzut Lanzarote, care sunt niște insule lunguiețe așa, și am tot mers de-a lungul lor, știi? Și erau la vreo 50 de mile nautice, deci aproape 100 de kilometri, știi? Și se vedeau. Și spuneam, hai, mai mergem un pic și ajungem. Am mai mers un pic, s-a făcut noapte, au început să se vadă orașele din Lanzarote. În față, la Spalmas, nimic. Mai vâslește, s-a făcut iar zi. Hai mai vâslim, se vede Lanzarote în continuare. Sau ce urmează după Lanzarote acolo jos, nu știu, cred că e o altă insulă. Și până la urmă, seara, noi vâslim și cu spatele, știi? Da. Și având în față lumina de navigație, că ajungând în zona aglomerată, am aprins lumina de navigație, n-am mai mers așa ca, cum se cheamă, stealth. Și am aprins lumina de navigație și când te întorceai așa, te cam deranja lumina aia, știi? Și la un moment dat m-am ridicat și am văzut la Spalmasul luminat. A mai durat 24 de ore până am ajuns acolo, sau nu? Ba, parcă vreo, cred că așa, da. Și îl vedeam din ce în ce mai bine și la un moment dat ajunseserăm seara să vedem clădirile în detaliu, să putem să distingem forme, hoteluri și așa mai departe. Adică nu era doar o masă luminoasă cum vezi București când vii pe autostradă, de exemplu. Știi că vezi lumină undeva acolo și se luminează atmosfera și cerul seara când te apropii de cât un oraș mare. Și Aiza, care știa la Spalmă, zicea, uite că marina e nu știu unde și că trebuie să o luăm încolo, spre hotelul nu știu care, și în larg mai erau și niște instalații de astea de foraj. Trebuia să o luăm spre una dintre ele, după care să facem dreapta, ca să zic așa, și să intrăm în marină. Deci, da, senzația a fost faină. Dar în același timp, fix în seara aia, știi? Apropo de cum te schimbi, știi, mental și ce schimbări se întâmplă cu tine.
E foarte important elementul de indulgence, adică de recompensare a ta, de autorecompensare după o tură în care ai tras mai tare, după, sau înaintea unei ture în care te simți nasol, să bagi niște zahăr în tine sau să bagi ceva ce îți place sau să ai, o, să ai o chestie așa, un fel de recompensă sau o momeală, o ceva. Și știind că ne apropiem și știind că urmează vreme mai nasoală, îmi făcusem eu planul să mănânc un compot de piersici. Și compotul ăsta de piersici era ceva, nu știu, unul din puținele lucruri care nu erau expedition food, da? Sau snacks-uri, că astea erau cele trei categorii mari, să zicem, da? Și când am scos ăsta pe punte, mă vedea Isaac. Isaac făcuse cumpărăturile cu Iacob și cumpărase pe lângă compotul ăsta multe sosuri de care nici nu auzisem, soia sos. E în ideea că la un moment dat vom găti pește și vom folosi toate sosurile și maionezele alea și tot felul de chestii. Așa. Și mă vede Isaac cu compotul în mână. Și zice, păi ăsta ar trebui să mâncăm o dată pe săptămână. M-am mai văzut el la cu 3-4 zile că mai mâncase. Și mă zic, poftim? Zice, ăsta trebuie mâncat o dată pe săptămână. Pe a dat așa un pic și m-am gândit. Deci, eram la jumătate de zi de mers de un loc în care supermarketurile alea abia așteptau să ne ofere orice fel de compot și orice fel de salam și orice fel de... Și noi acum discutam despre cum compotul ăsta se mănâncă o dată pe săptămână. Dar n-am zis nimic în momentul ăla. Am zis, ok, bun, Isaac, uite-l, îl punem la loc, da? L-am pus la loc, dai seama că am văzut și am înjurat 2 ore cu gândul la compotul ăla, știi? Asta apropo de apropierea de uscat. Băi, dar și mă tot gândeam după aia. Zic, mă, de ce nu i-am zis? De ce nu i-am zis? Bă, știi ceva? Ia, hai că îți cumpăr ce compot vrei tu, mă. Lasă-mă să mănânc și eu. După aia m-am gândit, zic, mă, o fi chiar ultimul compot de pe barcă și deranjez ordinea lucrurilor și energiile de pe barcă de atât de important acel compot. Când am ajuns pe uscat am mai găsit nu știu câte compoturi, bineînțeles. Deși din cabina cealaltă de la prova n-am avut cum să nu observ că s-a mâncat compot o săptămână în fiecare seară. Adică băieții n-au avut nicio problemă cu regula, știi? Da. Dar ei aveau conservele lor, eu și Isaac împărțeam cumva conservele de la prova, știi? Și cu 12 ore înainte de uscat și de șaorme și de pizze și de ce vrei tu. Nu, compotul ăsta se mâncă pe săptămână și am mâncat numai cu 3 zile. Bă, bine, ok, știi? Adică trebuie să lași de la tine în multe... Uite, aici vremea nu mai era așa prietenoasă, eram cu... Astea s-a făcut de noapte, da? Aici am elicea în cap, povesteam ceva probabil. Ah, și apropo de echipament, deci băieții ăștia aveau niște, cred că termenul corect este oilskins, adică salopete de petrolier, salopete de pescari. Foarte grele. Dacă puneai mâna pe un pantalon de ăla, cred că avea 5 kg, că era cauciucat, era pânză cauciucată, era ceva un pic mai gros și făceai cizme din el, știi? Eu aveam de la un magazin de munte Gore-Tex, care era subțire, era fâșâia pe mine, era o plăcere să-l pui, că am și adormit odată în el și n-am avut nicio treabă, adică nu m-am simțit deloc jenat de el, ne mai vorbim la vâslit. Salopeta lui Iacob tot așa e cauciucată, e cu glugă, e cu păi nu de ce? Abia o scotea de pe el, știi? Așa, asta e iarăși o diferență culturală. Noi suntem pescari, ăsta e echipamentul nostru, nu ne gândim mai departe, știi? Vâslim cu salopetele astea și cu cizme de cauciuc și cu ciorapi în cizme de cauciuc. Care ciorap? Iartă-mă. Na. Nu poți să-i lași afară, îi bagi în cabină, ca poate se mai zvântă un pic afară, sigur nu se zvântă și tot așa. Ok, aici cred că am făcut o filmare cu stick-ul ceva. Da, cred că am filmat cu stick-ul, cu selfie stick-ul. În general, după cum vezi, ai văzut trei poze, le-ai văzut pe toate, că își mai schimbă un tricou sau așa. Uite aici balansul foarte mare, se vede că era marea mai agitată. Și valul și ăla. Da. Aici a fost un răsărit care n-a fost neapărat reușit, dar a fost foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut cum se luminau norii de deasupra noastră mai mult decât orice.
uite poziție la vâslit când s-a balansat barca, știi, adică trebuia să lucrezi în permanență, să te așezi în barcă. Mă, se închide asta. Acolo închide. Sau ai pus intenționat acolo? Nu, apare notificare de la Chrome. Uite și aici cât de... Da. E, aici palmele mele care în, nu știu, 10-a zi erau super ok, eram foarte mândru de mine și de faptul că tăiasem partea de sus de la neopren, știi, ca să-mi trag, pentru că exact în zona asta vine cureaua care îți ține piciorul când vâslești, da, în care te tragi practic ca să te întorci înapoi. Se și vede că e mai bătucit cumva. Da, da. A, așa. Deci cam asta a fost povestea. Deci practic am reușit să nu mă rănesc aproape deloc la picioare, în afară de cred o julitură pe aici și pe aici, pe care mi le-am făcut inițial până să fac invenția asta, știi? Problema e că nu întotdeauna simți durerea sau disconfortul, dar când faci, calculasem parcă de 3000 de ori aceeași mișcare, deja se simte, știi? Orice chestie cât de mică, orice fir de nisip, orice scam, orice... A, așa. Într-o noapte ne-am pomenit cu jivina asta pe bord. Fel de calamar, nu? Exact, da. Și prima oară nici nu mi-am dat seama ce este. Deci am vâslit, cred că i-am văzut forma acolo și umbra și așa. Am crezut că e ceva ce ține de barcă. Mă și gândeam, zic, băi, nu-i legată chestia sau nu e asigurată, dacă bate un val, o să dispară. Și când m-am uitat mai bine, zic, aoleo, stai că e o vietate săraca. Și am lăsat-o acolo pentru Aiza, care venea să vâslească în locul meu, zic, vezi că mai ai niște momeală proaspătă, poți să arunci pește ea în puțiți pe care ți-i luște cutie. Și a, nu, că nu merge. Bine. Aici cred că e un schimb de ture. Așa. Ei, aici s-au schimbat vâslele, deci practic au pus Sawyer Blades aici sus, știi, pe poziție, și acum se vâslea cu XL-urile, cu alea cu pala albă, pe posturile din față. Eu rămăsesem pe... A, nu știu ce am mai pozat pe aici, te rog să mă crezi că nu știu ce... Care e istoria acestor filmări? Uite, asta e cabina, nu? În interior. Asta e cabina... cu vedere spre prova, adică spre față, spre vârf, unde, cabina fiind foarte lungă, s-a mai amenajat un mic spațiu de depozitare, știi, acolo era compotul, acolo erau sosurile alea ciudate și toate minunile, plus pe sus ne mai puneam hainele și alte chestii, le mai târnam pe acolo, acolo erau bagajele noastre, bagajele propriu-zise, adică lucrurile personale, plus în buzunarele astea înșirate tot felul de chestii pe care să le luam de mână, de igienă, cameră, tutunul lui Isaac, și rula țigări, și alte năzdrăvânii de astea, știi? Ochelarii de soare, baful. E, aici cred că am încercat să filmez niște delfini. Noaptea. Da. GoPro niciodată. Exact. Și deja aici eram pe uscat, pentru că uite poză cu plaja din fața hotelului unde am tras. Și în noaptea respectivă unii alergau de nebuni pe plajă, bineînțeles. Iar de aici se reiau practic toate pozele, pentru că au fost descărcate prin, prin telefon. Și cam asta e. Da, foarte tare. Și când o să fie următoarea? Următoarea nu e stabilită, vrem să aducem o barcă pe sfârșitul de aprilie, ce lună suntem? În martie. Martie. Sfârșit de aprilie, început de mai, aș vrea să avem o barcă aici la noi, pe Marea Neagră, cu care să începem antrenamentele și să începem și să... Va fi barca finală cu care o să și traversați? Cred că da. Ne-am gândit să aducem întâi o barcă mai ieftină, dar după aia ne-am zis că e daraua mai mare decât o ca oricum. Am vrea în viitorul apropiat, adică într-un an, maxim 2, să avem cel puțin două bărci aici, pentru că planul nostru este să dezvoltăm vâslitul pe Marea Neagră.
Așa ne-am gândit noi și o să începem încă de anul ăsta. Cei care vor să vadă cum este, să iasă o zi, să iasă două zile pe mare cu cineva care se pricepe și care a mai fost și care știe și mai departe și poate să învețe lucruri, să guste, să guste experiența asta de vâslit pe, de vâslit pe mare, știi? Și după aia să vadă dacă vor să traverseze Marea Neagră, dacă vor să-și facă echipă, dacă vor să vină cu noi la antrenamente și așa mai departe, știi, sunt, vor fi bineveniți. Tare. Pentru că noi vrem să ne bazăm mai puțin pe sponsorizări și să încercăm să ne autofinanțăm. Adică să facem cumva un business din asta, ca să nu mai punem atât de mare sarcină pe noi și pe sponsori și să ne concentrăm mai mult pe ce putem să aducem pentru, de exemplu, cauza noastră socială. Da, știi, pentru... da, aveți pe cineva care caută sponsori sau voi personal? Noi personal căutăm sponsori în acest moment, că ne pricepem suficient de bine la nivelul ăsta, avem ceva experiență și cred că o să reușim să-i convingem pe oameni să, să se alăture proiectului. E și o cauză caritabilă. Avem și o cauză caritabilă în spate, da. Vrem nu doar să strângem fonduri pentru proiectele Magic Camp, ci și să îi încurajăm pe oameni să participe în tabere ca voluntari și în proiectele lor ca voluntari. Pentru că una din, unul din lucrurile pe care le-am identificat sau pe care Vlad și Melania ni le-au comunicat legat de activitatea lor a fost, băi, la un moment dat suntem în pană de resurse fizice, de resursă umană care să ne ajute să dea cu hârlețul acolo, să mute o chestie dintr-o parte în alta și planul nostru era să mobilizăm comunitățile și grupurile noastre de prieteni și de cunoscuți din partea de off-road, din partea de cluburi moto, din partea de cunoscuți și cunoștințe, să facem câte un heirup atunci când e nevoie, să mergem acolo și să tragem două zile, să zicem, pe niște lucruri pe care ei să ni le traseze, știi? Aveți nevoie de făcut alee pentru cărucioarele rulante, știi? Și trebuie să trebuie pus piatră, trebuie turnat beton sau trebuie făcut ceva. Astea sunt niște chestii pe care poți să le faci. Și poți să combini activitatea asta cu o ieșire la iarbă verde, că oricum te duceai la iarbă verde undeva, oricum te plimbai cu motocicleta până undeva, oricum puneai cort, oricum făceai o mâncărică la ceaun. Pe lângă toate astea, în timpul zilei poți să faci chestia asta și să rămână ceva în urma ta și să ajuți, să ajuți un astfel de, de proiect. Da, foarte frumos. Și ăsta e doar un exemplu. Adică sunt multe lucruri care se pot face așa. Bine. Mulțumesc tare mult că ai venit. Și eu îți mulțumesc. Am ceva pentru tine. Un buton de spus nu. Dacă băi, o treabă e greu bună. Să spui nu. Băi, o treabă foarte bună. Îi punem baterii imediat. Te rog, pune baterii și între timp să știi că am și eu un cadou pentru tine. Da? Da. Mulțumesc. Era să dărâm ceva pe aici. Pune-l pe scaun. Gata. Da, nu poți să-i pun bateria acum, care are șurub. Nu îi pune bateria acum. Nu, îți dau bateriile azi. Mulțumesc. Apreciez oamenii care fac cadouri, echipamente electrice, electronice, cu baterii cu toți. Cred că cea mai frustrantă chestie pentru un copil este să primească un cadou și nu doar pentru un copil, da, da, și da, să n-aibă baterii, da, știi? Mai ales dacă e seară și n-ai dus să-i... Da. Eu ți-am adus o cremă. Așa. Pe care nu am folosit-o. Așa, și asta e pentru? Este o alifie. E bine pentru... Neîncepută. Pentru vară, nu? Pentru orice. Mulțumesc tare pentru mult. Pentru orice. Este o cremă pe care nu am folosit-o pe barcă. Foarte tare. Pot să arunc și eu pe barcă la un moment dat. Dacă începeți să... Chiar te aștept. Business-ul ăsta cu... Cum se pare ideea asta să vâzlești pe... Măi, eu m-aș băga. Da? Te-ai băga? Cum stai cu pregătirea fizică? Nu prea. Și cu pregătirea psihică? Nu știu. Nu știi. Două ore vâzlești, două ore te odihnești. Nu neapărat dormi. Și numărul 2, de față cu colegii. Da, nu știu, cred că dacă voi puteți să faceți asta, să poți să încerci o zi, două, cum spuneai... Așa să mă arunc la 60 de zile, nu cred că aș avea... Traversarea Mării Negre poți să o faci în 10, 11, 12, maxim 15 zile, să zicem.
Îți găsești trei prieteni care se suporte? Am deja. Ai deja? Am deja. Bine, care te suportă în condițiile actuale, dar să te suporte pe barcă. Da, bună întrebare. Și măcar, măcar ei trebuie să aibă condiție fizică. Fi? Oare mai bine cu străini? Nu. Nu îți recomand cu străini. Uh-huh. E foarte important cum ai fost acum, de fapt. Da, nu neapărat că a fost o experiență negativă, adică eu mă așteptam și scopul meu chiar ăsta era să trec printr-o experiență de asta, i-am zis eu o experiență socioculturală, pentru că oamenii erau complet diferiți și ca mentalitate și ca pregătire legată de ocean, aveau altă percepție diferită, nu neapărat mai bună, după cum s-a dovedit, și în plus psihic, mental. Unul dintre ei, într-una din nopți, a avut nevoie de un pic de discuții, începuse să se întrebe de ce ne aflăm noi aici și încotro ne îndreptăm, știi? Adică probleme existențiale pe care nu ar trebui să le ai în momentul în care urmează să stai 60 de zile departe de mama și de tata și de soție și de copii și mai departe. Adică avea o problemă că... Nu înțelegea scopul. Sau cel puțin asta am reținut eu din... După doar 11 zile. După doar, da. Și da, sunt momente de astea în care, bine, se luaseră deja niște decizii și anume să nu mai mergem direct și să ne oprim acolo. Na. Da. Dar e mai, cred că e mai ușor de suportat cu prieteni decât să fii fie politicos, fie complet nepoliticos sau bland, să fii foarte direct. Știi? Da, trebuie să treci peste formalism. N-ai timp de onorată instanță, stimate domn, stimată doamnă. Știi? Adică nu. Da. Păi, vezi că faci chestia aia și nu mai trebuie să faci așa. De ce? Pentru că. Pentru că așa zic eu sau pentru că îți dau argumente. Și atunci lucrurile pot să meargă în tot felul de direcții. Știi? Nu. Dar eu zic că e mai bine cu prieteni, cu cunoscuți. Și atunci aveți și cât de prieteni sunteți, de fapt, știi? Cât trebuie să te pregătești înainte, să spunem, pentru Marea Neagră? Eu zic că o ieșire de vreo două zile te cam lămurește și pe tine și îi lămurește și pe ceilalți, în primul rând, de condiția fizică. Pentru că deja de la două zile la 10-12 zile poți să începi să extrapolezi, știi? Să zici, bă, da, cred că rezist. Dar și pentru alea două zile trebuie să te pregătești un pic. Pentru alea două zile trebuie să ai un pic de pregătire fizică și se recomandă picioarele în mod normal și natural sunt destul de puternice. Spatele și umerii însă, deși nu au o sarcină aparent atât de mare, cam 20-30% din efort, spatele și umerii trebuie să fie pregătiți ca lumea, adică să fie obișnuit cu mișcările astea, cu statul, poziția asta. Și asta se face prin exerciții fizice, deci trebuie să joci la sală câteva luni. Cel puțin să pui niște cărniță pe tine. Cam asta da. Zic eu. Ține legătura. Mă depinde și ce alte sporturi ai făcut în copilărie. Că nu prea am făcut. Mulți oameni care la o anumită vârstă se apucă de tot felul de aventuri și n-au mai făcut sport niciodată. Chiar au avut scutire la sport la școală. Știi? Nu vorbesc să facă sport organizat într-un club. Știi? Da. E, tu ai un background destul de... Eu am făcut handbal și un pic de tenis și am făcut judo, taică mi-a fost antrenor de judo și n-am avut încotro, adică el nici măcar nu m-a lăsat multă vreme să practic judo, să zic așa, dar făceam pregătirea fizică și eram, cum se cheamă, partener de antrenament pentru ceilalți, știam foarte bine să cad, deci asta era o chestie pe care o făceam extraordinar de bine, știi? Dar mi-a prins bine cumva și abia acum, recent, de câțiva ani m-am reapucat cumva de judo mai serios. Pentru că mi-a plăcut dintotdeauna, dar na, astea au fost condițiile. Și acum, în mod uzual, în ultimii, să zicem, 10 ani, mă cam antrenez pentru tot felul de competiții la nivel de amator, dar mă mențin în formă, știi, cu vâsnet, cu bicicletă, cu alergat, cu not, pentru triatloane, pentru semimaratoane, știi? Am înțeles. Dar da, e bine să ai un pic de condiție fizică. Da. Că barca chiar nu merge singură, deci chiar trebuie să tragi un pic de ea. Sunt alea la sală, aparatele alea care... Exact, ergometrele alea. Deci dacă te apuci de un ergometru de ăla și să zicem, pot să-ți dau niște indicații așa, să vezi cam unde te afli, știi? Deci dacă poți să ții un anumit ritm, o anumită cadență, să zic, pentru o perioadă de... și să generezi o anumită distanță, să zic așa, în timpul respectiv, știi? Atunci poți să te gândești că... Da, e de tine. Sau... Dar partea fizică, iarăși, într-o expediție de genul ăsta care durează, să zicem, de la 30-40 de zile în sus, nu zic 60, dar nu zic nici 10-12,
partea de pregătire tehnică și de pregătire mentală, părțile astea sunt cele mai importante, știi? Uh-huh. Adică fizic o mai duci cum o mai duci, știi? Mergi mai încet, bine, să nu te accidentezi și să nu mai poți să continui, da, știi? Că da, atunci devii o povară pentru ceilalți. Dar cu o condiție fizică, să zicem, medie, dacă pui peste asta pregătirea tehnică și pregătire psihică, știi? Uh-huh. Programarea asta că se vor întâmpla chestiile astea și că va trebui să te confrunți cu niște schimbări de bioritm, cu niște schimbări de perspectivă, de atunci, da, e, sunt mai mari șansele să reușești. Da, aș vrea să fac și asta. Marea Neagră mai are un avantaj. Poți relativ ușor la jumatea drumului să te gândești că tragi pe uscat dacă intervine ceva. Asta probabil că nu trebuia să ți-o spun și nu trebuia să o spun înregistrată, știi? Dar în planul meu este și portița asta, știi? Adică, băi, ai ajuns la jumatea drumului și vezi că nu se mai poate sau ai făcut 10 zile până la jumatea drumului, n-are rost să continui și să te... Poți să o faci. Primul care a traversat Marea Neagră, a făcut 28 de zile, dintre care, sau 29 de zile, ceva de genul ăsta, solo. Dintre care vreo 8 le-a stat la parancoră, pentru că vremea era foarte proastă și nu putea să iasă, s-a simțit și rău în perioada aia și n-a putut să iasă pe punte să vâslească. Și atunci a stat 8 zile în cabine. Cum o fi singur. Iar el a făcut traversarea Mării Negre ca partea unui, să zicem așa, triatlon, pentru că el a venit pe bicicletă până la Varna. La Varna l-așteptau din Marea Britanie, pardon, așa, să precizez chestia asta. Deci a traversat toată Europa pe bicicletă, a vâslit toată Marea Neagră, după care a alergat de la Batumi până pe Elbrus. Cum îl cheamă, Scott? Și... Scott. Poți să verifici pe telefon? Ce telefon este? Cat de la Caterpillar. Uh-huh. Rezistă la 5 metri adâncime și are cameră termică. Asta l-ai avut și pe barcă? L-am avut și pe barcă, dar l-am luat chiar înainte să ajung pe barcă. Cameră termică? Pe la ce folosești asta? E folosită, mă rog, aplicațiile sunt în construcții, să zicem așa, să vezi pe unde pierzi căldură sau pe unde intră frigul. Asta ar fi o aplicație, știi? De exemplu, să vezi corpul reci, corpul calde, da. Știi? Acum eu nu sunt mare constructor, dar mă gândeam că poate fi folosit dacă bate până la 30 de metri să recuperezi un corp cald în apă. Uh-huh. Și mă gândeam eu că poate apuc să filmez niște viețuitoare, măcar termic, dacă, da, da, dacă altfel nu pot, știi? Dar n-am mai apucat. Așa, Scott Butler. Doi de tă? Poftim? B-U-T-T-T? Lui era? Cred că cu un singur tă. Scott Butler, da, cu un singur tă. Bine, el face tot fel de năzdrăvănie, pompier, din câte știu eu, și face niște shift-uri de-astea mai multe, unele după altele, ca să-și ia câte o vacanță mai lungă, pentru că poate să combine lucrurile astea, și aleargă pe la maratoane echipat în costum de foc, de intrat în foc, știi, cu mască pe figură și butelii de oxigen în spate și cu restul de echipament de salopetă. Pleacă cu trotineta prin lume să traverseze Italia de la nord la sud. Da, face niște chestii așa. Da, exact, pe trotinetă. Pe... Nu știam de el, o să-l caut. Da, tot felul de năzdrăvănii. Dar asta cu Marea Neagră l-a cam descumpănit așa, adică 28-29 de zile cât a făcut. Da. N-a fost ușor. Ei, și de asta ziceam, deci dacă zici, băi, 20 de zile e prea mult, 10 zile am făcut jumătate din drum, hai să tragem în Turcia și să ne întoarcem acasă, știi, să, să o scurtăm. Eu ai un refugiu. Pe când în mijlocul Atlanticului, dacă nu mai ai ce să faci, nu poți să te întorci, trebuie să continui. Au existat în curse, de exemplu, în unele curse, au existat momente în care concurenții au zis, băi, nu mai putem, nu mai vrem, nu mai nu știu ce. Vrem afară. Păi și unde vreți afară? Păi pe iahtul de suport. Păi da, iahtul de suport o să stea pe apă până termine ultimul. Voi nu sunteți ultimii. Mai repede ajungeți dacă vă ambiționați și vâsliți, decât dacă vă suiți pe barcă, abandonați și barca și o pierdeți. Sau mă rog, rămân mai... Se suie doar unul, să zicem, și rămân unii pe barcă, știi? Păi o să mă înainteze mai greu.
știi, în trei, să zicem, și al patrulea se suie pe barcă și ce faci? Voi n-ați avut ea de suport. Nu. A fost o traversare independentă și este în continuare o traversare independentă. Ne unsupported. Pentru că a fost și Atlantic Challenge, nu? În Atlantic Challenge au existat cel puțin două iahturi de suport la fiecare ediție. Da. Adică ăsta e principiul. Și să facă poze și să vină doctorul să-i verifice. Pentru scopul organizatorului este să aibă cât mai... un succes cât mai mare, pentru că data viitoare se înscrie cât mai mulți. Uh-huh. Normal. E, sunt mai multe echipaje. Da, sunt mai multe echipaje. Până la urmă este un business, se plătește o taxă de înscriere. De taxa aia de înscriere tu oferi niște servicii. Oferi un instructaj, oferi niște condiții de participare care îi asigură concurentului șanse mai mari să traverseze în condiții bune. Și tu, cu bărcile de suport pe lângă asta, te asiguri că le oferi suport când e cazul, pentru că în cel mai rău caz le dai de pe barcă două vâsle dacă au terminat toate vâslele sau le-au rupt sau mai știu eu ce, sau le dai medicamente sau le dai orice le trebuie, știi? Le repar watermaker-ul, devine o cursă asistată pentru respectivii, dar măcar termină. Adică măcar au ajuns în partea cealaltă și poate să spună, da, am traversat Atlanticul. Da. Cam asta e.